Pe litoral e căldură, aglomerație și mult gunoi. Munți de gunoaie sufocă atât plaja cât și marea. Mii de oameni se înghesuie sub soarele verii de dimineață până seara, iar întinderea de nisip pare neîncăpătoare. Vorbim despre Costinești, stațiunea Tineretului, înecată în haos și cu plajele sufocate de gunoaie. Pe o plajă arhiplină, aproape lipiți unul de celălalt, turiștii veniți din toate colțurile țării se înghesuie sub același soare, respiră același aer și n-au decât un scop, să uite de griji. În urma lor rămân însă munți de gunoaie. Coșuri de gunoi sunt, dar parcă turiștii simt nevoia să-și marcheze teritoriul cu orice preț. Foarte dezamăgit de ceea ce se întâmplă. De unde am zis, dacă nu o facem noi, de unde poate? Nu facem noi, noi aducem, noi cumpărăm, noi aducem aici, noi o lăsăm pe plajă, noi facem toată mizeria, nu face altcineva. Aglomerația incredibilă de pe aleea principală a stațiunii, burdușită de magazine, toate unele lângă altele și pline de mâncare, pare să fie sursa deșeurilor menajere. N-ai spune că suntem într-o țară europeană și civilizată. Anul ăsta parcă e mult prea multă mizerie. În alți ani parcă era mai curată. Asta e lipsa și cei 7 ani de acasă, pare. Probabil că așa sunt și acasă. Este dezolant ce rămâne în urma turiștilor. Nu cred că fac față nici cei care se ocupă cu așa ceva. Îmi pare rău că se întâmplă asta. Dar poate vom reuși să învățăm ceva din ceea ce faceți dumneavoastră acum. La ceas de seară, plajele arată deplorabil, iar după ce sunt strânse șezlongurile, din nisip răsar fel de fel de gunoaie, îndesate încă din timpul zilei de turiști leneși. Gunoi se strânge foarte mult de pe plajă, în jur de 3-4 tone de gunoi pe zi, și plastic, și sticle, și cutii de la gogoși. Doar cu tractorul se poate aduce plaja în fiecare seară la starea ei de dimineață. Este atâta mizerie încât muncitorii cu sacii de plastic nu reușesc să strângă decât jumătate. Restul o face utilajul. Utilajele intră pe plajă după ora 21 și mai mult decât atât, tomberoanele și coșurile de gunoi sunt golite periodic. A doua zi însă, plaja se umple din nou de gunoaie.